o chiriacă, directorul la JOFM Gorj spune că după acțiunea de la Roșia de Amarat, ea merge pe 28 martie la Benges și ocazia aceasta pentru a veni în sprijinul șomerilor care nu găsesc un loc de muncă și care pot urma un curs de formare profesională. Am discutat deja cu domnul primar de la Benges și Ocadia. Pe data de 28 martie avem organizată acea acțiune de tip caravana ocupării, combinată cu o mini-bursă a locurilor de muncă. Acțiunea se va desfășura în sediul primăriei din Benges și Ocadia. Ne vom deplasa acolo pentru a le prezenta celor care sunt în căutarea unui loc de muncă și își doresc cu adevărat un loc de muncă, serviciile pe care le oferim în mod gratuit tuturor, celor care sunt înscriși în baza noastră de date ca persoane în căutarea unui loc de muncă, le vom prezenta cursurile de formare profesională. Romeo Chiriacă spune că a contactat agenții economici din zonă care au locuri de muncă disponibile și care ar putea să participe. În aprilie se va merge la Crușeț. Contactăm și agenți economici din zonă sau și din alte zone care doresc să încadreze, să fie prezenți la această mini-bursă. Deja am discutat, toate detaliile sunt puse la punct, le vom da și niște pliante tuturor celor aflați în căutarea unui loc de muncă, pliante în care ne prezentăm serviciile pe care le oferim în mod gratuit.